de recititori, suntem în a 49-a zi de lectură asupra cărții Cel mai mic bicu de Jennifer Weiner. Să continuăm. Nu e nimic în neregulă cu tine, zise Milly și își sprijini bărbuia de creștetul capului lui Alice. Probabil sunt geloase pe frumusețea ta. Alice pufni amărâtă pe nas și se întrebă dacă nu cumva o tachina și Milly. Milly vorbi mai departe. Aș da orice să arăt ca tine. Dacă aș fi mai mare, aș putea să țin și eu pasul, iar ceilalți prinde nu m-ar lăsa în urmă, spuse ea. Dacă aș fi mai puternică și mai rapidă, nu m-ar trata ca pe un nimic. Dacă părul meu nu ar fi atât de ciudat. Părul meu e ciudat, spuse Alice. Părul tău e perfect. Milly dădu drumul lui Alice și se trânti lângă ea, îndreptând pălăria ce acoperea capul și umbra fața. Dacă ai trăi în satul meu, ai fi preferată tuturor. Îți promit, nici tulip nu s-ar compara cu tine. Alice râse, numai că acum se simțea mai ușoară de când povestise că ei se întâmplase. Când Milly se sprijini de ea, Alice nu se trase înapoi. Cele două fete rămaseră umăr la umăr, vorbind și râzând până când cerul s-a făcut din negru cenușiu și veni vremea ca Milly să vâslească înapoi spre casă. Începem un nou capitol intitulat Jeremy. Unii băieți mergeau cu bicicleta acasă de la școală sau mergeau pe jos la antrenamentele de fotbal european și fotbal american sau se duceau în centrul orașului Standish, întins pe două cvartele, ca să cumpere cheeseburger și cornete cu înghețată și să stea la bibliotecă. Jeremy avea altă rutină. De îndată ce sună clopoțelul, își adună cărțele și se grăbea spre casă, privind cu atenție în jur în timp ce mergea pe poteca din pădure, căutând rămurele îndoite sau crengi rupte, semne că era vreun Bigfoot prin apropiere. Uneori pe când mergea, își imagina că era în fața unei mulțimi care l-aclama, iar el le povestea cum găsise și capturase un Bigfoot. Uneori își imagina un interviu la televiziune, costumul și gravata pe care le-ar fi purtat când Donetta Dale, crainica principală de la știrile de pe canalul 6, a plecat asupra el cu interes să-l întreba: cum ai putut să rămâi devotat căutării tale în ciuda disprețului permanent și a neîncrederii? În joia aceea fatidică, apucă mânerul unui bidon cu lapte, răsturnă o cutie cu cereale într-un castron, apoi turna laptele deasupra. În timp ce mânca, deschise site-urile lui preferate, Activitatea Paranormală, Zona 51, Ciudatul Roswell și Extratereștii Printre Noi. Ultimul era preferatul lui, acolo păstau vânătorii de Bigfoot, zvonuri și uneori imagini care susțineau ei înfățișau un Bigfoot. Nu era nimic nou pe site-uri de săptămâni întregi, însă Jeremy nu era prea optimist. Când dădu click și văzut nimic altceva decât un ecran gol, reîncărcă browserul și se uită la mesajul care arăta un emoticon încruntat și cuvintele: ne-am prăbușit din cauza traficului intens. Vă rugăm, reîncercați. Apăsă butonul de mai multe ori, ducând lingura la gură cu ochii lipiți de ecran, spunându-și să nu-și facă speranțe prea mari chiar și când începu să bată un ritm agitat cu piciorul pe podea. Nu o făcu degeaba, când site-ul îl lăsă din cele din urmă să acceseze, văzu o imagine cu un fluturaș cu două poze alăturate. Lui Jeremy îi sări inima din piept când recunoscu poza din stânga, o poză care o cunoștea foarte bine. O femelă Bigfoot din profil, prinsă în mers, stop cadrul din filmul Peterson Gimlin pe care îl folosise în prezentare. Imaginea din dreapta a făcut că să îi se usuce gura și să simtă fior. Era o fotografie cu o persoană mai mică, prinsă dintr-o parte, aplecată cu un braț de-a curmezișul pe piept, cu trupul acoperit cu Jeremy mijiu ochii, uitându-se la poza cu rezoluție slabă, încercând să creadă ce vedea. Blană. Și ace de pin și noroi. Poate doar ace de pin și noroi, își spuse Jeremy precaut. Nu vedea bine picioarele, dar era mare, mare și cu umeri lați, cu mâini mari și părul stufos și vâlvoi. Dar mai mult decât mărimea și postura era atitudinea de frică și rușine care răzbătea din numerii plecați, curbura gâtului și felul în care încerca să-și ascundă fața și corpul. Oh, Doamne! Șopti Jeremy. Se îmbujorase la față. Inima îi bătea atât de tare încât se miră că mama lui aflată în biroul de alături nu auzea.
Despărțite la naștere? Erau cuvintele de sub imagine. Și asta era tot. Nu erau nume, desigur, nu erau locație, niciun indiciu despre unde se făcuse poza. Și șopti creierului, ar fi putut fi un fals, făcut în Photoshop și prelucrat pe calculatorul cuiva ca o glumă. Numai că inima îi spunea altceva. În cei 2 ani de căutări, de cercetări și presupunea că văzuse toate imaginile false cu Bigfoot care existau pe internet, iar pe asta nu o văzuse niciodată. Nu văzuse nimic care să semene cu asta, ceva care să comunice același gen de teamă dureroasă. Real, șopti el. Apoi citi textul explicativ de pe website cu voce tare. Nu știm de unde provine această imagine postată online de un anonim, spunea textul. Ceea ce știm sigur este că adresa IP este asociată unui server din nordul statului New York. Real, zise el din nou. Vorbești singur? Întrebă noua care ieșise din ascunzătoarea lui din pivniță. Jeremy îl ignoră. Trânti capacul laptopului, îl puse în rucsac și sună prin apelare rapidă primul contact din telefon cu o singură mână în timp ce cu cealaltă ducea gastronul gol la bucătărie. Ai văzut-o? Întrebă vocea familiară a lui John. Am văzut-o, răspunse Jeremy. Sunt pe drum spre tine. Aproape ajunse la ușă când mama lui ieși din birou. Un creion îi prindea cocul la spate și avea o privire visătoare. Jeremy, spuse ea, unde te duci? La Cub Scots, răspunse el. Suzana se încruntă. Mai faci parte din Cub Scots? De fapt, Jeremy nu făcuse niciodată Cub Scots. Atât pentru astăzi, dragi prieteni, ne vedem data viitoare. Pe curând!